Arena Națională, din nou în febra meciurilor mari. Sunt în jur de 10.000 de spectatori. Avem și două galerii pătimașe, zgomotoase, două galerii inamice. O vreme superbă și un teren impecabil. Totul este pregătit pentru spectacol. Dragoș Grigore și Junior Moraes. Meciul a început, Rapidul atacă la poarta din dreapta. Jocul continuă cu acest șut al lui Hristei cu piciorul drept. Energie venită și din tribune, iată o trecere frumoasă a lui Nistor care avansează. Șutează Nistor, niciun fel de problemă pentru moldovan. Mai degrabă încălzit de această minge trimisă destul de prietenos de Dan Nistor, dar acțiunea sa a fost frumoasă. O trundere frontală cu eliminarea adversarului. Iată o acțiune bună acum și șutul care se duce în plasa laterală. Rapidul deschide scorul. Șut formidabil. Șut tras perfect. De cine? De Albu. Nu te-ai fi așteptat, de aceea am și ezitat. Nu te-ai fi așteptat la o asemenea finalizare din partea lui Alexandru Albu, ocupat mai degrabă cu stoparea atacurilor adverse. Albu apare nemarcat în careul advers și trimite o minge plasată excelent. Minge în plasa laterală. Craiova condusă 1-0. La, cred că al doilea șut pe poartă tras de Rapid. Craiova începe cu această minge de la centru. Rapidul are 1-0 și jocul curge din nou așa cum și l-a imaginat sau așa cum și-a dorit mai degrabă Miță Iosif. Câmpanu încearcă să-și facă culoarul, șutează Câmpanu destul de aproape de stâlp. Destul de simplă și destul de eficace a Craiovei. Câmpanu și abandonează constant locul din flanc, pătrunde în diagonală cu mingea pe piciorul stâng, încercând să finalizeze. Bancu, bună preluare, șutul cu dreptul. Fază frumoasă reușită de fundașul stânga al Craiovei. Aruncă această minge pentru Bancu. Foarte bună pasa lui Bancu. Arbitrul lasă avantaj. Lasă avantaj. Zoran Marković cade, alunecat Zoran Marković. Cred că s-a lovit și la față. Și acum intervin medicii. Medicii ambelor echipe. Acolo cred că Beluș va lua un cartonaș galben și mai are unul. Belu în pericol. Belu în pericol. Radu Petrescu așteaptă să se ridice fundașul dreapta. Galeria presimte dezastru, galeria Rapidului. Simte acest pericol. Știe că dacă Belu e al doilea avertisment, va fi eliminat. Da, e și cartonașul roșu în mâna lui Radu Petrescu. Da, Belu eliminat în acest minut 43. Iată că din toată linia defensivă a Rapidului, care nu a luat gol vreme de 6 etape, a rămas în teren doar Săpunaru.
a fost o petardă care a căzut chiar lângă portar. Portarul Piliacelli se ține cu o mână de picior, mai înainte se ținea cu ambele mâini de urechi. Petarda a căzut la câțiva centimetri de el, o petardă puternică, care probabil că l-a lăsat fără auz, îl va lăsa fără auz o perioadă de timp, dar este un gest absolut inconștient venit din galeria giuleșteană. Piliacelli pur și simplu rănit de acea petardă. Este chemat capitanul giuleștenilor, Săpunaru. Probabil că arbitrul vrea să stea de vorbă cu el, să-i spună niște lucruri. Face apel la el să calmeze și să spună galeriei că un incident asemănător îl va determina pe arbitru să ia măsuri. O petardă care a căzut extrem de aproape de Piliacelli. Marković este și el în zonă, primește bunul, doiul cu Bayram. Bayram în bară, vine șutul, încă o bară, a fost șutul lui Nistor. Minge respinsă de portarul Horațiu Moldovan în transversală. E posibil să asistăm de acum încolo la un întreg cortegiu de simulări, văicăreli, faulturi dure. E posibil. Ivanov. Centrare scurtă a lui Ivanov. Șut bine plasat. Continuă faza incredibil. Mingea trece printre picioarele lui Moldovan, așa fel încât Rapidul să nu primească gol. Bayram din nou în zonă centrală, vine șutul, apără bine Moldovan, încă o dată Moldovan și este out de poartă. Jucătorii Rapidului reproșează asistentului Marica un offside nesemnalizat. Cert este că formația olteană a făcut o mulțime de manevre care au surprins apărarea Rapidului. Apărare care a cedat de vreo 3 ori, dar a fost salvată de portar sau de bare. Bayram are culoar, Bayram șutează alături. Bayram, probabil următorul produs de export al Craiovei, echipă care a vândut foarte bine în ultimii ani. Corner Craiova. Lovitura de cap, mingea trece din nou pe lângă stâlp. Acest corner, iată, dar chiar nu e nimeni acolo, nici la Bayram nu e nimeni. Colic șterge mingea și în continuare, parcă un câmp magnetic, protejează poarta lui Horațiu Moldovan. De la Nistor la Câmpanu, șutează Câmpanu, minge care lovește bara și intră în poartă, să vedem, este gol, nu este offside, este gol marcat de Marković. Jovan Marković face 1-1. Atacurile neîntrerupte ale Craiovei în sfârșit își găsesc concretizarea. Craiova se grăbește să-și ocupe pozițiile în terenul propriu pentru că vrea mai mult. Primul gol primit de Rapid în acest sezon este înscris de Jovan Marković. Încă o dată șutul, nu este offside. Nu reușește să prindă Horațiu Moldovan o minge care mie mi se pare totuși parabilă. Îi sare din braț în bară, a câta bară oare a Craiovei. Și Marković, inspirat, este acolo, trimite cu capul în poarta goală. 1-1.
Al treilea gol marcat de Marković în acest sezon, este golgheterul Craiovei în acest moment. Numărează Vasile Constantin, șut de la distanță, formidabil! Formidabil acest șut care se duce în vinclu. Două goluri marcate de Craiova. Rapidul cred că a resimțit în plan psihic, a resimțit acut golul egalizator reușit de Marković. Formidabil această bombă a lui Colici.